Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, ce faceți? Sper că sunteți bine. La mine era foarte frumos afară, acum dintr-o dată a venit ploaia, am făcut în planuri să ies să mă plimb un pic, bineînțeles să profit un pic de primăvară, dar nu se poate. Deci am să petrec cu dumneavoastră aici, în compania dumneavoastră, să facem o etalare la nivel sentimental. Pentru zodia fecioară, luna sau ascendent în zodia fecioară, să descoprim în ce fel de relații vă aflați în momentul de față cu persoana la care vă recomand să vă gândiți și ce va fi în viitorul apropiat. Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, vă sfătuiesc să luați doar acele mesaje cu care rezonați și să vă înscrieți la canal. Pentru cei care nu au făcut-o, este gratuit, nu vă costă nimic și noi ne vom conecta la nivel energetic pentru a primi acele mesaje din partea oraculelor tarotului și a cărților în etalările viitoare. Dacă doriți să îmi scrieți pentru o etalare în privat, îmi puteți scrie la adresa de mail lacri.rotaru@gmail.com. Această adresă se află dedesubt la acest videoclip și îmi vă răspund cu mare drag. Haideți să vedem pentru zodia fecioară, luna sau ascendent în zodia fecioară. Pentru toți cei care vor viziona acest videoclip, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și pentru toți cei cu energie pozitivă, în ce fel de relații vă aflați în momentul de față cu această persoană? Haideți să vedem. Haideți să vedem zodia fecioară. Haideți să vedem. Văd că aici cineva are o pauză de a reflecta. Este izolată, în siguritate, se gândește la echilibru său financiar, se gândește la propria sa stabilitate financiară. Văd generozitate, suport reciproc, ajutor, da? Văd chiar ajutor material din partea acestei persoane. Cifra 4, 6, 20 poate are un rol important în viața dumneavoastră. Văd o atmosferă fericită și armonioasă, de bine, o stare de bine, să spunem așa, un echilibru între dumneavoastră și această persoană. Văd recunoștință, da? Aici văd o apertură, o deschidere, scuzați-mă, o deschidere sentimentală, să spunem așa, cineva se deschide. În ce privește această persoană, puteți fi dumneavoastră sau persoana care vă gândiți, o retrezire în ce privește această iubire, un echilibru, mai multă comunicare, o reînnoire, o, cum să zic eu, o claritate, da? Cineva dorește să se reîntoarcă în viața dumneavoastră, o împăcare, cineva va oferi o a doua șansă, vești, comunicări, da? O trezire la realitate, de a vedea lucrurile mai clar, o deschidere la, în ce privește afecțiunea sau iubirea între dumneavoastră și această persoană. Văd o persoană foarte sensibilă, o persoană care în semn de apăra scorpion pești, văd și persoane în semn de foc, berbecleu săgetător, cu care veți intra în contact, dar văd o femeie sensibilă, o femeie spirituală, o uniune foarte atentă dintre dumneavoastră și această persoană, un profund afect, o persoană intuitivă cu care veți intra în contact, o persoană empatică, o persoană care studiază foarte mult, o persoană care se ocupă de ezoterism, da? Poate citește în tarot, în astrologie, o persoană intuitivă cu care veți intra în contact, cu care vă veți auzi la telefon, mesaje, rețele de socializare. Deci este de bine. Da, aici văd că în acest moment este o pauză, o izolare, o singurătate și cineva încearcă să-și recupereze stabilitatea, să se vindece. Văd o recuperare dintr-o suferință. Cineva a trecut printr-o suferință, printr-o dezamăgire, o va lăsa în urmă. Da, aici cineva văd că stă pe canapea, să spunem așa, se odihnește. Foarte, foarte bine. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat. Pentru zodia fecioară, luna sau ascendent în zodia fecioară, ce va fi în viitorul apropiat dintre dumneavoastră și această persoană? Împărăteasa. Wow! Preotul, deci o uniune aici, tradițională, valori. Haideți să vedem ce va fi în viitorul apropiat. Pentru zodia fecioară, încă una, mulțumesc.
Dragii mei, aici văd comunicare între noastră și această persoană, o creștere pozitivă a acestei relații, o acțiune, fertilitate, abundență, prosperitate, o creștere pozitivă de o iubire. Văd foarte multă atracție între noastră și această persoană, văd o încredere și un afect reciproc, da? Văd că va fi o seriozitate în această relație cu o persoană spirituală, o persoană zodia Taur, Gemeni. Văd că în viitorul apropiat e posibil zodia Gemeni, Săgetător, să comunicați pentru a începe un nou proiect sau veți intra în legătură cu o persoană care lucrează într-o instituție sau persoana care vă gândiți, văd că va acționa, va da naștere un nou proiect sau în viitorul apropiat veți lua decizii să vă căsătoriți sau veți intra în legătură cu un maestru, cu un preot și văd că cineva își va lupta pentru a proteja propria sa poziție, pentru a trece peste anumite obstacole pe care le va înfrunta, provocări, sfide din afară. Și văd că e posibil această persoană să se simtă sub atac și să se protejeze. Cu 10 de bețe văd că o persoană se va elibera de o greutate, de probleme. O persoană se va elibera de anumite obligații care au atârnat pe spatele său, de stres, de un ciclu karmic care a durat de ceva vreme, de o situație stresantă, de foarte multe responsabilități. Cineva se va elibera de această situație și văd că va fi o nouă idee, o comunicare, se va reaprinde pasiunea între dumneavoastră și această persoană, un nou început. O persoană se va deschide unei noi experiențe de viață, unde văd foarte mult optimism, entuziasm, atracție, pozitivitate, un nou început. Nou început pentru o nouă relație. O persoană atractivă, o persoană care rebelă, o persoană cu un caracter care un semn de foc, berbec, leu, săgetător sau cu luna ascendentă în acest semn zodiacal, care văd că va veni cu noi idei, cu mai mult entuziasm, cu cineva va dori un nou drum, văd că se va reaprinde acea pasiune în această relație și văd foarte multă pasiune între noastră, o nouă aventură pasională. Haideți să vedem ce vrea să vă transmit oracolul iubirii. Aici cineva chiar merge cu motocicleta, cineva face drumuri la drum. Văd că cineva dorește o nouă aventură, o nouă pasiune. Ce vă spune? Că merită să așteptați. Mai aveți de așteptat, este o pauză, cum am zis, dar zice că sincronismul divin lucrează în viața ta de iubire, în relația ta de iubire. Pentru relația ta de iubire trebuie să aștepți că va veni totul la momentul oportun. Da? Haideți să vedem un mesaj, mulțumesc. Pasiune, cum am zis, zice să lăsați, să permiteți iubirii, permiteți inimii dumneavoastră și sufletul dumneavoastră să cânte de bucurie. Văd că va fi pasiune între voi, o atracție, un magnetism, veți simți acea pasiune, dar văd că cineva are o mască sau ascunde propriile sale sentimente, puteți fi dumneavoastră sau această persoană din cauza fricii de a nu se aprofita de sentimentele dumneavoastră sau își ascunde cineva adevărata sa persoană sau propriile sale sentimente. Dar, da, este sufletul dumneavoastră geamă, sufletul dumneavoastră pereche, deci este propriu această persoană este propriu sufletul dumneavoastră pereche, sufletul dumneavoastră geamă. Haideți să vedem un alt mesaj din partea acestui oracol. Ok. Da, aici cineva trebuie să plece din această situație sau să se îndepărteze de o toxicitate. Da, poate această persoană la care vă gândiți sau dumneavoastră, acum depinde de fiecare,
simțiți o toxicitate și doriți să vă îndepărtați sau va trebui să faceți acest lucru pentru că va duce neplăcere. O persoană prepotentă, arogantă sau o persoană care e mai irascibilă, da? Și acționează de impuls și vă veți simți nevoia să vă îndepărtați. Aici cineva văd că va fi prima sa prioritate. Văd că veți fi foarte creativi, vă veți ocupa de proiectele și planurile dumneavoastră, poate în ce privește un proiect de casă, o schimbare de casă, o mutare de casă, să faceți ordine în casa dumneavoastră. Veți fi foarte creativi, da? Văd că veți desena, veți picta sau, nu știu, poate chiar veți zugrăvi sau, nu știu, ceva aici, cineva va avea o prioritate și văd că veți face o schimbare, poate o schimbare de look, de înfățișare, o schimbare la propria dumneavoastră, veți lua o decizie. Haideți să vedem ce dorește să vă transmită persoana la care vă gândiți, ce nu v-a spus, ce vă ascunde. Haideți să vedem. Nu mai vrea să fugă, este clar, nu mai vrea să dea bir cu fugiții, nu mai vrea să fugă. A pierdut tot ce e mai frumos în viața sa, ce a fost mai bun, s-a autosabotat, i-a fost frică, s-a mințit, și-a dat seama. Văd o neclaritate, o persoană confuză, o persoană lunatică, nu știe cum mai este această relație, nu știe ce mai simți sau... Este ceva neclar în mintea sa acestei persoane, da? Parcă își face griji, îi lipsește autostima sau încrederea, că v-ați îndepărtat de el sau de ea și nu mai știe ce se întâmplă și are anumite regrete și îi pare rău și ar vrea ca anumite lucruri să nu se fi întâmplat în viața sa. Vrea să readucă echilibru, da? Vrea să aducă acel suport, acea susținere. S-a simțit neapreciată, a simțit că nu v-a interesat. Are anumite regrete ce privește trecutul. Ar fi vrut să nu se fi întâmplat acel trecut. A simțit uneori că nu v-a interesat, s-a simțit neapreciată. Și ar vrea să vă spună cum se simte când nu vă înțelegeți. Da, când sunt anumite momente de neînțelegere, ar vrea ca dumneavoastră să știți cum se simte această persoană când nu vă înțelegeți și știe sau știți că această persoană este mai bun sau mai bună decât dumneavoastră sau această persoană știe că sunteți mai buni și ar dori, s-a făcut greșeli în această relație și ar dori să le îndrepte. Haideți să vedem dacă are sentimente. Ok. Da, dorește să se vindece și încă lucrează la această vindecare. Da, vrea să aibă egalitate cu dumneavoastră. Dorește să primească în același mod, dorește să ofere în același mod. Dorește o relație unde există reciprocitate. Doar că cineva are nevoie să se vindece, să-și vindece inima, sentimentele sale, să se iubească pe el sau pe ea pentru a aduce această egalitate, pentru a aduce această reciprocitate în ce privește relația între dumneavoastră și această persoană. Echilibru, zodia balanță, persoane cu ascendent sau luna în zodia balanță. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și eu vă aștept data viitoare să ne vedem cu bine. Vă iubesc, sănătate, la revedere, numai bine!